Hello, e cineva acolo? Salutare, dragilor, ce mai faceți? Știți că noi la gimnastică ne dăm cu magnetul pe mâini. Știți de ce? Vă spun eu imediat, ca să nu alunecăm, dragilor, să avem o friză foarte bună. Atât pe aparate, pe inele, pe bară fixă, pe paralele, cât și pe sol. De ce nu? Este foarte important să avem un echilibru bun și asta înseamnă să nu ne alunece palmele, tălpile, suprafața pe care facem exerciții. Haideți să vă spun și să vă arăt cu ce m-am confruntat eu în ultima perioadă făcând exerciții acasă. Am spus să nu fac exerciții direct pe podea și zic haideți să fac pe acest covor. Și am încercat o fel de exerciții și uitați ce se întâmplă când fac anumite exerciții puțin mai rapide și cu schimb de direcție. Deci nu se poate face, dragilor, da? Haideți să vă arăt, am trei variante de suprafețe. Deci, îl dăm la o parte. Asta nu funcționează. Așa că mai aveam ceva acasă de ceva vreme. Hai să vedem dacă asta funcționează. Așa este. Ia să încercăm și pe asta. Opa! Asta rămâne cam tare. Nici nu se... Oh, s-a și rupt. Nici nu mai încape în discuție. Și ultima achiziție. Să vedem dacă funcționează și dacă avem priză bună pe ea. Haide! Asta am primit o cadou de la prietenii mei, de la Johnson Fitness. Așa. Ia să vedem. Ține! Ține și e foarte bună și foarte groasă și nu mă dor tălpile. Deci, dragilor, da, uitați. De azi înainte mă vedeți numai pe această salteluță. Găsiți tot ce vreți să știți despre ea în linkul de mai jos sau mai sus sau cum vreți voi. Vă pup și ne vedem curând. Ciao. Dragilor, și am uitat să vă mai spun ceva. Trimiteți-mi un mesaj privat, iar eu vă trimit un cod și aveți 10% reducere. V-am pupat!